Ne-am întors la Vorbește Lumea și vreau să vă mulțumesc din nou pentru mesajele pe care le-ați trimis. Continuați să o faceți, vă reamintesc tema. Să ne spuneți care sunt gesturile care vă scot din sărite la partenerii voștri. Nu neapărat partenerii viață, poate fi o mamă, poate fi colegul de serviciu, colegul de birou și așa mai departe. Poate un domn care vă duce des cu mașina, face un gest care pur și simplu vă enervează foarte tare, pentru că noi le vom citi, vrem să ne și amuzăm și poate odată ce le spuneți, nici nu vă vor mai enerva. Însă până atunci discutăm și de alte lucruri de maxim interes. România este țara unde te trage curentul. Nu știu dacă mai există alt loc pe lume unde tinerii să fie avertizați cu atâta înverșunare de către rude să nu cumva să stea în curent. Voi ce credeți? Este mit sau adevăr? Ne lămurește Ana Maria Apostol, medic specialist orele. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! De câte ori vi s-a întâmplat să vină la cabinet pacienți cu afecțiuni imaginare? Închipuite, exact. Într-adevăr, omul își imaginează tot ce vrea despre corpul lui. Omul se uită în gura lui și vede tot felul de monstrules pe acolo și vine impacientat. Am ceva, mi-a crescut ceva pe acolo, trebuie neapărat să spune ce s-a întâmplat. Eu îi lămuresc și le spun, eu am făcut o facultate de medicină, am făcut anatomie atâția ani de zile și știu clar să recunosc toate structurile din organism și organele noastre cum funcționează. Este foarte important tu ca un neștiutor să nu te uiți atât de adânc și atât de atent la nivelul corpului tău, să-l apreciezi tu, că nu ai de unde să știi că nu este meseria ta. Și într-adevăr, vin foarte mulți oameni panicați, anxioși, că găsesc tot felul de, apare o mică durere la nivelul gâtului sau la nivelul urechii și imediat se panichează că a apărut o problemă gravă. Nu, această durere poate să fie ușoară inflamație dată de diferite cauze care se rezolvă foarte ușor. Da, curentul ne trage? Este mit sau adevăr? Nu este. Ne trage curentul dacă lăsăm, nici mai aerisim camerele, că ne teamă că ne trage curentul. Da, nu, trebuie neapărat să aerisim camera. Nu ne trage curentul. Ne putem îmbolnăvi din cauza aerului rece. Dacă inhalăm aer rece, dacă stăm într-o cameră foarte friguroasă sau ieșim afară și stăm la 0 grade, descoperiți fără haine pe noi, atunci dacă vine aerul rece asupra corpului nostru, ne este fric, ne scade imunitatea și ne putem îmbolnăvi. Ce trebuie să știm noi, că corpul are 36 de grade. Corpul nostru îi place căldura. Dar este foarte important că chiar dacă nouă ne place căldura, să nu stăm într-o cameră închisă. De ce? Pentru că în acea cameră se adună o multitudine de particule de praf, în primul rând. Apropo de mituri, oamenii zic, păi, am șters praful pe mobilă, nu mai am nicio problemă. De ce să am probleme de la praf? De ce să mi se inflameze nasul din cauza prafului? Păi, acel praf care l-a dat jos de pe mobilă este în aer. Este în aerul nostru. Și cu cât stai în camera aceea închisă, cantitatea de praf va crește, nu se va duce nicăieri. Bine, dar ideea de curent este atunci când se deschid două geamuri și e vântul acela care trece. El e inofensiv, de exemplu vara, când mergi cu mașina și faci un pic de curent în mașină, te poate îmbolnăvi curentul? Te poate durea corpul din cauza acelui aer rece care vine asupra ta. Da? Deci nu este normal, într-adevăr, nu este bine să deschizi, să stai într-o cameră, să deschizi și o ușă și un geam. Trebuie fix, dacă stai ca și cum ai sta în aer condiționat, fix să stai în dreptul fluxului de aer rece din aparatul de aer condiționat. Nu e bine să stai în calea aerului rece. Da? Dar e bine să ventilezi camera. Deci tu deschizi geamul sau ușa, dar nu stai fix, într-adevăr, în dreptul lor, că imediat aerul rece vine asupra ta și îți va provoca dureri și inflamații la nivelul, mai ales, a mucoasei respiratorii. Și de ce este foarte important să stai într-o cameră deschisă, cât mai ventilată? Pentru că particulele, noi când vorbim, ies din noi particule, posibil încărcate bacterian și viral, și le împrăști în acea cameră. Dacă mai vine cineva în acea cameră, el poate să preia particulele pe care tu le-ai dat afară. Și atunci, dacă camera se ventilează, o aerisești, aceste particule se elimină în atmosferă și toată cantitatea de praf și de particule infectate, bacteriene sau viral, se diminuează. Cum folosim corect masca? Este foarte important. Ne poate îmbolnăvi? Știți că sunt foarte mulți care spun că nu folosesc masca pentru că sunt virus și bacterii pe care se acumulează și le pot face rău. Este un mic greșit. Treaba să ne sperie faza cu masca, să nu purtăm masca, că într-adevăr se acumulează particule încărcate viral sau bacterian pe ea. Ce trebuie să știți, că aerul va intra prin nasul nostru. Deci, important, nasul este poarta de intrare a aerului, nu gura. Și atunci, noi inhalăm aceste particule inevitabil. Și dacă încercăm să ne ținem respirația, că mi-a auzit ideea, încerc să-mi țin respirația și nu mai inhalez nimic. Nu. Nasul tot va respira, tot va intra prin nas. Masca protejează
foarte mult, dintotdeauna ne-a protejat pe noi doctorii și chirurgii să nu inhalăm și să nu dăm în afară aceste particule încărcate. Și în momentul, deci când folosim, aș vrea cumva să mai lămurim încă o dată pe oameni cum să poarte această mască corect. În primul rând trebuie să, când scoatem o mască nouă, scoatem dintr-un șervețel, dintr-o pungă, dintr-o cutie și o punem să acopere cât mai mult din față. Banda aceasta care se mulează și este mai tare se pune deasupra nasului. Este foarte important să o purtăm deasupra nasului și sub bărbie, să acopere cât mai mult din față. Dacă vom purta sub nas și văd foarte multe persoane și la mine în cabinet, nu vorbesc, poartă masca sub nas, aerul acela va trece prin nas și va expira tot prin nas germeni către mine. Este foarte important ca nasul să fie acoperit, da? Și dacă vorbești și gura, dar în general dacă nu vorbești, cum ești tu acum și ai purta masca, așa ai purta-o degeaba. Acum da? E foarte frig afară, să spunem. Și nu ieșim pentru că ne putem îmbolnăvi. Este mit foarte... sau adevăr? O explicăm imediat. Mai vreau să amintesc doar masca când o dăm jos. Ați văzut cum am făcut-o eu. Am dat-o din elastice. Nu punem mâna pe ea să facem așa. În momentul în care purtăm masca, masca într-adevăr este contaminată cu aerosol încărcat viral și bacterian. Când punem mâna pe ea, acele bacterii rămân pe degete și punem pe toate suprafețele. Deci ce mai vreau să menționez, să dăm masca de elastice și în momentul în care, după ce am folosit-o, o punem într-un șervețel, într-o punguiță și o aruncăm la coș. Nu o refolosim. Este foarte important. Și nu ieșim afară într-adevăr să nu ne îmbolnăvim. Putem să ieșim afară chiar dacă sunt minus 10 grade. Noi ne acoperim. Echipați. De aceea s-au inventat hainele. Da. Au descoperit oamenii în general de-a lungul timpului că dacă s-au acoperit, le este bine și putem să stăm foarte... Și dormi. Și putem să dormim. Și acum, da, asta, deci este în ordine, dacă ne îmbrăcăm corespunzător. Și apropo de somn, sfârșitul este normal și spune că de fapt somnul este profund. Da. Asta înseamnă sfărăitul. Iarăși ce trebuie să știți, că sfărăitul este normal la toți oamenii, de la mic la mare, și la copii și la adulți. Într-adevăr, sfărăitul înseamnă un somn profund. Noi avem un orificiu, glotă se numește, care ține deschis tractul respirator și pe aici intră aer. Când noi stăm la verticală și suntem în viața cotidiană, în viața zilnică, acest orificiu stă deschis de musculatura gâtului. Dar în timp ce dormim, musculatura se relaxează atât de mult și acest orificiu se închide de la sine, se subțiază și atunci aerul care trece prin acest orificiu mai îngust și ceea ce este normal, creează acest zgomot de sfărăit. Dar, deci toată lumea sfărăit, inclusiv și eu sfărăit. Dar este foarte important să știm când se accentuează acest sfărăit, că pe unii deranjează foarte mult sfărăitul partenerului nostru. Este foarte important să știm că vom sfărăi mai tare dacă ne culcăm mai târziu. Cu când ne culcăm mai târziu noaptea, la 11-12 noaptea, musculatura e mai relaxată și vom sfărăi mai tare, deci este foarte important ora de culcare. Dacă bem seara, iarăși vom sfărăi mai tare. Dacă suntem mai obosiți, dacă suntem bărbații sfărăie mai tare decât femeile, pentru că ei au gâtul altfel decât femeile și limba se duce mai în spate, da? Deci bărbații sfărăie mai tare decât femeile, în genere. Trebuie să acceptăm situația asta și cu cât înaintăm în vârstă, se relaxează musculatura și vom sfărăi mai tare. Dar sunt situații, într-adevăr, când partenerul de lângă noi sfărăie toată noaptea, îngrozitor, și ne trezește nu numai pe noi, se trezește și pe el. Atunci intervin cauze medicale. Cum ar fi? Obstrucția nazală, un nas înfundat, nu mai trece aerul cum trebuie prin nas și atunci creează un sfărăit foarte mare, sau gâtul este inflamat, amigdalele pot să fie foarte mari și atunci aerul nu mai are loc să treacă prin acest orificiu mai strâmt. Da? Deci sunt și cauze medicale care pot să determine un sfărăit mai mare. Deci este foarte important să apreciem sfărăitul, cum este, cât de mic sau depinde grav de este. Depinde de tare ne nervează partenerul. Dacă ne nervează tare, sper că sfărăit tare, dacă nu, nu. Am foarte mulți bărbați care vin trimiși de partenere, că m-a trimis soția, că nu mai poate, nu mai primește în cameră, că hai, rezolvați-mă, neapărat rezolvați-mă. Deci și se poate rezolva?
Da, obstrucția nazală și faringeană. Asta rezolvarea clasică. Sau ia un somnifer și adorme profund ce e. Deci chiar se poate face ceva? Da, se poate rezolva obstrucția nazală, se poate desfunda nasul, că foarte mulți dintre noi, dintre voi aveți nasul înfundat, avem o deviație de sept, orientă cronică hipertrofică. Poate vom vorbi altă dată despre aceste subiecte și acestea se rezolvă. De cel mai multe ori chirurgical. Da, este ok, operația este ok. Și atunci, dacă noi vom respira corect pe nas, inclusiv vom sfărâi mai puțin și sfărâitul va fi mai bun, mai ușor. Și apropo de exercițiile fizice, sportul face foarte bine. Dacă facem sport în fiecare zi, musculatura nu se mai atrofiază și este mult mai tonică, ține gâtul mai deschis, chiar și în timpul somnului și vom sfărâi mai puțin. Da? Deci este foarte important și mișcarea să o facem, dar să o facem în fiecare zi. Nu așa, o dată pe săptămână sau o dată pe luni. Eu așa am primit sentința. Eu chiar în fiecare zi fac. Da. Păi da, și vei sfărâi mai puțin decât colegul. Asta așa e. Vrem să vedem acum dacă este mit sau adevăr. Se spune că atunci când ești bolnav, nu trebuie să stai în pat, că oricum ai dormit suficient noaptea. Da, iarăși este mit. Nu, că suntem bolnavi. Organismul nostru este deprimat, este obosit. El trebuie să lupte foarte mult cu germenii care au venit asupra noastră. Trebuie să fabrice niște celule care luptă cu acești germeni. Este un război în interiorul corpului nostru. Și atunci noi trebuie să-i oferim un confort ca să lupte mai bine. Și odihnă. Și lipsă de mâncare, de fapt. Și lipsă de mâncare. Nu? Ne trebuie mâncare, trebuie să avem grijă, apropo ce zicea Luiza mai devreme, trebuie mâncarea care ne ajută corpul, da? Deci nu grăsim, nu dulciuri. Acestea nu ne ajută corpul. Trebuie o dietă echilibrată, cu multe vitamine, gen legume, care să ne încarce corpul cu vitamine, deci mai degrabă. Avem nevoie să susținem corpul, mai ales în răceală, cu vitamine. Mai degrabă decât să iei din medicamente acele vitamine, mai degrabă ai o dietă echilibrată, legume și fructe și atunci vei lua vitaminele necesare. Uh-huh. Și nu este suficient când ești bolnav, corpul tău este obosit, nu este suficient să dormi doar noaptea, este suficient, într-adevăr, să mai dormi câte puțin și în timpul zilei să odihnești corpul. Și mai ales e valabil pentru copii. Am foarte mulți pacienți copii și părinții mă întreabă, vine cu copilul, cu febră, cu secreții, cu muci și mă întreabă, pot să-l scot afară? Minunat ar fi să nu-l scoți afară. Minunat. Asta pentru că avem o datorie civică sau că nu-i face bine? Nu, că nu-i face bine. Minunat ar fi să-l pui pe copil să stea în pat cât mai mult și să doarmă cât mai mult. Aha. Să-l hidratezi cât mai mult și să mănânce într-adevăr legume, o dietă echilibrată cu vitamine. Mm. Da, deci nu-l obosi. El dacă va ieși afară, se va obosi și mai tare. O să alerge, o să vrea da. Să da. Noi nu ne dăm seama, dar noi ne stresăm enorm de tare când imediat cum ieșim afară, imediat cum depășim pragul casei noastre. Cu orice avem în jurul nostru ne stresăm, creierul se stresează și în loc să fabrice mediator care să ajute acele celule leucocite să lupte împotriva germinilor, el fabrică mediator să lupte cu toate stresurile mentale și fizice care vin asupra noastră. Da? Deci, când suntem bolnavi, să dormim cât mai mult. Să dormim cât mai mult, să stăm la căldurică. Da? Căldura ne face foarte bine. Corpul nostru, în interiorul corpului nostru este foarte cald, sunt 36 de grade, deci nouă ne place căldura. Da? Și atunci, în momentul în care dai un repaus total corpului, atunci el va lupta mult mai bine cu germii și boala se va vindeca, răceala se va vindeca mult mai repede. Este foarte important să știm treaba aceasta. Am aflat lucruri foarte importante astăzi. Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm, cu siguranță ne vom vedea. Cu mare drag.